Mă numesc Radu Căjvăneanu, reprezint Centrul Europe Direct Botoșan. Centrul Europe Direct este un proiect care este finanțat de Comisia Europeană, cofinanțat pe plan local și se derulează anul acesta, are 4 ani. Și aș vrea să pornesc de la o problemă pe care a ridicat-o Ioana și pentru care cred că există anumite posibilități de rezolvare. Este problema financiară. Din propria experiență vă spun că se pot câștiga bani, inclusiv pentru proiecte de genul acesta pe care îl faceți voi. Banii pot să vină de la Comunitatea Europeană, pot să vină de pe plan local, de la Consiliul Județean, de la Primărie și așa mai departe. Condiția pentru ca să câștigăm acești bani, după mine, noi o și îndeplinim. Este vorba de ceea ce se cheamă colaborare. Și aici, din diplomele care au curs aici, una după alta, mi-am dat seama că nucleul acesta de mici jurnaliști deja a generat colaborare. Colaborare cu Biblioteca Județeană, cu Centrul Europe Direct, cu Asociația Adrian Enache, cu Clubul Fotografilor, cu Asociația Lechin, cu o grămadă de școli și așa mai departe, PSO. Deci una dintre condiții este îndeplinită. Aș spune că una dintre posibilitățile de colaborare, noi pentru una dintre aceste posibilități am pus temelia, este vorba de colaborarea cu părinții voștri. Părinții voștri ai primilor mici jurnaliști au fost prezenți, am avut întâlniri și am stabilit că vom cofinanța apariția acestui număr al ziarului Baz. Și pornind de la această idee, vă spun cam așa să dau banii peste tot. Îți dau banii cei care îți asigură finanțarea, dar trebuie ca să pui și tu ceva. Și atunci vei vedea că banii vin mai ușor. Prin urmare, iată că apariția acestui ziar Baz poate fi asigurată printr-o înțelegere de cofinanțare între Centrul Europe Direct și părinții, adică Asociația Părinților Copiilor care urmează acest curs. Și cred că treaba poate ca să meargă foarte bine și mai departe. Bănuiesc că dacă voi vă veți înscrie la acest curs și veți accepta o contribuție financiară, care va fi oficială, bineînțeles, veți vedea că lucrurile vor merge mai bine și dacă voi puneți, să spunem, 10 lei, atunci puteți ca să mai câștigați încă 90. Dacă știți. Și ce mai trebuie ca să putem să accesăm aceste fonduri, ne mai trebuie și minte. Iar minte vă asigur că există, cel puțin dacă mă uit la Ioana, cel puțin dacă mă uit la Ovidiu, cel puțin dacă mă uit la președintele Consiliului Județean al Elevilor, care fac niște lucruri așa frumoase, totuși să le punem pe hârtie și să scriem niște proiecte. Un proiect nu se scrie prea greu, inclusiv voi copiii puteți să câștigați bani din proiecte, puțin vă mai trebuie după 12-13 ani și puteți ca să câștigați până la o sumă de 3.000 de euro de o mică organizație care să nu fie, nici nu trebuie măcar să fie înregistrată. Eu sunt dispus și disponibil ca să vă acord consultanță să puteți ca să accesați aceste fonduri. Dar și voi să vă puneți mintea la contribuție și prin voi sau prin părinții voștri trebuie să puneți și o contribuție financiară. Altfel nu vine bani. Trebuie ca să ne înțelegem cu toți. Și mai departe, am scos până acum, în plan am avut 4 numere să scoatem din ziarul acesta, care are și un profil european, o jumătate europeană. Am scos până acum 8 și îl facem lunar. Am putea ca să scoatem câte un ziar pe lună și să-l permanentizăm, să facem un ziar lunar al municipiului Botoșani, referitor la activitatea din gimnaziu și, de ce nu, chiar din liceu, pentru că deocamdată un ziar din liceu nu există și am avea desfacere asigurată și putem, cu emisiunea pe care, să spunem, începem ca să o, am înțeles că e pusă bine pe linia de plutire, o emisiune cu o activitate extraordinară pe internet, cu vizibilitatea pe care o avem inclusiv la nivelul, să spunem, al radioului regional, cred că putem să facem o experiență unică în țară. Pentru aceasta eu vă mulțumesc dumneavoastră, organizatorilor, pentru că sunteți, i-am urmărit la cursuri și vă spun dumneavoastră, sunt niște pedagogi foarte buni. Ioana este un pedagog născut. Iar Ovidiu, să vedeți ce frumos ne explică tuturor copiilor cum se face o poză, cum se filmează. Duceți-vă acolo, rugați-i și pe părinții voștri pentru că este deschis. Aici nu suntem, nu umblăm deloc cu secrete, orice activitate este deschisă. Veți învăța multe lucruri și vă spun așa, de acum pentru voi, viitorul, spunea o universitate occidentală care a venit aici în România,
viitorul este comunicarea pe internet. Spune, este un tort foarte mare. Trebuie să învățăm noi copiii ca să putem să tăiem o felie cât mai mare din tortul ăsta. El nu va rămâne neconsumat, dar dacă nu învățăm noi să-l tăiem, atunci o să taie alții în locul nostru. Și o să comunice alții în locul nostru. Cât privește CD-ul de care spunea doamna directoare, cred că se poate face. Noi am mai făcut asemenea CD-uri. Cel puțin vizibilitatea pe internet este garantată și asta înseamnă foarte mult un impact de mii de accesări și vizualizări pe zi. Și după aceea vedem în funcții în care vom izbuti să închegăm o colaborare, cred că se pot face și mai mult. Mulțumim frumos și mult succes în continuare!